Marian Drăgulescu este cel mai medaliat gimnast român, cu 8 titluri mondiale și de 10 ori campion european. După un început bun de an, o accidentare l-a scos parțial din ritmul antrenamentelor. Chiar dacă în 2020 va împlini 40 de ani, stelistul se gândește în continuare la o calificare la Tokyo pentru a câștiga singura medalie care îi lipsește din palmares, aurul olimpic. Cum a apărut săritura care poartă numele, ce sfat i-ar da unui copil care practică gimnastica și ce și-ar dori să facă după încheierea carierei competiționale, aflați din interviul următor. Marca Steaua TV. Am început anul foarte bine, ianuarie-februarie, mult o pregătire super, chiar mi-a plăcut, constantă, treptat. Și chiar înainte să încep competițiile, etapele de cupă mondială, mi-a apărut această durere tendinită, cum spun specialiștii, m-a dat înapoi cu pregătirea, pe urmă a trebuit să intru destul de repede în formă pentru competiții. Acolo trebuie să fim cu toții și în cadrul echipei, să prindem forma maximă, astfel încât să ne putem califica și la Jocurile Olimpice. Sper să fim cu toții sănătoși, să prezentăm tot ceea ce putem noi mai mult. Ce te mai ține în activitate la vârsta asta, la finalul anului faci 39 de ani, anul viitor la Jocurile Olimpice vei avea aproape 40 de ani? Continuare, îmi place gimnastica, îmi place extraordinar de mult, îmi vine să învăț elemente în fiecare zi, noi, spectaculoase. Îmi place adrenalina, îmi place atunci când învăț să stăpânesc anumite elemente pe care alții nu le fac și inclusiv medalia de aur de la Jocurile Olimpice, care încă nu am în palmares, și așa că este o motivație destul de puternică. Ai un element care îți poartă numele, o săritură. Cum se ajunge la inventarea unei astfel de sărituri? Am inventat săritura Drăgulescu datorită unei nevoi, nevoia de a nu mai rata în competiții. Aveam două ferituri cele mai dificile la acel moment, numai că una dintre ele nu mi oferea posibilitatea de a vedea aterizarea și de a rămâne în picioare la aterizare. Am trimis vibrațiile potrivite universului și mi-a răspuns. Și chiar aici, când eram în cantonament, mi-a venit ideea de a mai adăuga jumătate de întoarcere înainte de aterizare, astfel încât să reușesc să rămân în picioare, să nu mai cad. Și uite cum acea săritură mi-a adus 4 titluri de campion mondial, 4 titluri de campion european, adică a fost super ok. Schimbarea codului de punctaj destul de des în ultimii 10-15 ani te-a avantajat sau te-a dezavantajat, sau în general gimnastica? Pe mine pot să spun sincer că m-a avantajat, în sensul în care eu atunci când am inventat săritura Drăgulescu nu putea să-mi dea o valoare mai mare decât nota 10 de plecare, așa că și alți sportivi cu sărituri relativ mai ușoare și mai simple aveau aceeași notă de plecare și diferența era foarte mică, așa că de când s-a eliminat acea notă 10, atunci când vrei să faci un exercițiu mult mai dificil și mai spectaculos, să oferă un real avantaj pentru, nu știu, lupta pentru medalii. Te-au întrebat în timpul concursului, ți-au cerut câteva secrete ca să-l poată executa și ei? Mă întreabă, și acum mă mai întreabă pe site-urile de socializare, mai primesc mail-uri. Oricum, au început o sară la 7 ani după ce am prezentat-o eu prima dată. Încă e o săritură destul de grea, destul de dificilă, de la noi din sală nu sare nimeni. Ce sfat ai da unui copil, unui băiat care ar vrea să se apuce acum de gimnastică pentru a ajunge la marea performanță? În primul rând trebuie să-i placă acest sport. Să fie muncitor, să fie serios, să-și pună obiective îndrăznețe. Te-ai gândit ce vei vrea să faci după aceea? Să fii antrenor sau poate o altă carieră? Da, cred că aș putea la un nivel foarte înalt să antrenez și de ce nu bine. Am antrenat și la copii, mi-a fost foarte de folos să cunosc foarte multe lucruri și mai ales pe cele legate de psihologia pregătirii unui copil care funcționează și în lucru cu niște copii mai mari, să zic așa.
Mai sunt copiii atrași în ziua de azi de mari campioni, de numele din sportul românesc? Mai sunt atrași. Dar sunt și foarte mulți copii care nu vor să depună munca necesară. Vor așa, hop, peste noapte. Nu se întâmplă lucrul acesta. Foarte important să înțeleagă. Trebuie să făcuți pași mici, trebuie acumulată o pregătire foarte bună, trebuie răbdare și așa, cât un mic trofeu, cât un medalie aici, acolo, ușor, ușor o să prindă și încredere. Trebuie să aibă răbdare, fiecare etapă a vieții vine cu anumite satisfacții. Pentru Marian Drăgulescu, primul mare concurs din acest an este Campionatul Mondial din Germania, care se va desfășura la Stuttgart în perioada 4-13 octombrie.